Salut națiune și turăți, bun venit la un nou clip, bun venit la o nouă listă. Refacem o listă și anume lista pe 2023 cu parfumuri acvatice. De urmare, dacă sunteți mari iubitori, mari fani al acestui gen de parfumuri, atunci, hai să ne apucăm de treabă, sunt parfumuri care se potrivesc pentru toate buzunarele. Sunt și mai ieftine, adică accesibile, sunt și mai scumpe sau foarte scumpe. De urmare, acoperă tot spectrul de consumatori. Și ca să nu pierdem vremea, prima intrare este un parfum relativ atipic din punct de vedere al parfumurilor acvatice. Hili, Selmarin, Unul dintre cele mai ciudate parfumuri acvatice. Ăsta este acvatic fără să conțină tonuri acvatice, dar senzația pe care ți-o creează este că te situezi undeva în preajma unei plaje. Și e incredibil de ciudat mult decât atât, are o notă de lămâie în el care este pur și simplu îngrozitoare. Este crâncenă. E ceva ce eu n-am mirosit în viața mea, într-un parfum care să conțină această notă. Dar dacă depășești momentele astea inițiale de interacțiune cu Selmarin de la Hilly, după aceea ai parte de ceva foarte interesant. Performanță foarte bună, și repet, sentimentul pe care ți-l conferă este acela că te situezi undeva lângă o plajă. Selmarin. Prima intrare de la casa Hilly. Cea de-a doua intrare vine de la Montal și este o nebunie, pur și simplu. Embruns de Sauira. Asta este un parfum colosal, foarte puternic, foarte tăios, cu niște tonuri de sare foarte pronunțate. Drept urmare, aspectul său maritim, acvatic, este fantastic de puternic. Parfumul ăsta miroase ca și cum ai fi pe o plajă de data aceasta în timpul unei furtuni. Și toate tonurile alea aromatice de alge, toate tonurile alea marine, toate tonurile alea ozonice sărate vin către tine. Exact așa miroase Montal Embruns de Sauira. Și îmi place la nebunie. Performanță foarte bună. Următoarea intrare. Un parfum extrem de ciudat și care mi-a plăcut foarte mult la început. Dar în momentul de față, sincer să fiu, nu mai apreciez atât de mult, pentru că e, e foarte ciudat. Zoologist, squid, calamarul, incredibil. Parfumul ăsta miroase precum, nu știu, adâncurile mării, precum adâncurile oceanului. Foarte puternic, foarte tăios, performanță pur și simplu uluitoare și tonurile din el, sunt extrem, extrem de puternice, în modul sublint tonurile sărate, dar și nota aia foarte ciudată de cerneală care se regăsește în el. Plus ai un aspect foarte pronunțat de rocă spălată de apa mării. Fantastic de bun, fantastic de interesant din punct de vedere creativ, din punct de vedere artistic și repet, deși mi-a plăcut foarte mult la început, parcă acum, la atâta timp, la un an de zile de când l-am, parcă încep să nu-l mai tolerez. Parcă încep să fiu deranjat un pic de nota aia de cerneală din el. Deși, mă surprinzător îmi place nota de cerneală în parfumerie, dovadă fiind Rose Incense de la Moș. Următoarea intrare, cum să faci un parfum să miroasă acvatic, să miroasă a apă, a apă dulce de data aceasta, nu apă sărată, marină, fără să folosești tonuri acvatice în compoziția parfumului. Foarte simplu, vă spun băieții de la Nobile 1942 în alor Aqua Nobile. Pentru că dacă apa ar avea miros, exact așa ar mirosi. Asta este un parfum care nu conține niciun ton acvatic, de niciun fel. Cu toate acestea reușește să transmită un sentiment foarte proeminent acvatic și și în materialelor de marketing au declarat de la nobil 1942 că ceea ce au urmărit au fost să creeze un acord acvatic din tonuri care nu comportă un astfel de aspect foarte bun vara și în temperaturi moderate ridicate de regulă, dar la fel de bun este și în sezoanele mai răcoroase. Performanță foarte bună și vă recomand să descoperiți casa asta. Nobil 1942, care are niște compoziții pur și simplu încântătoare. Următoarea intrare, nu putea să lipsească, Teodoros Calotinis, Hygiene Salt and Citrus. Sau cum miroase insula Tasos, sau cum miroase orice locație care e vecină cu Marea Egee. Exact așa miroase parfumul ăsta. Extrem de natural mirosul, extrem de naturală randarea tonurilor. Ai nota aia de grefru din el, care este foarte interesant făcută și care se combină cu tonurile de sare și cu tonurile acvatice. Simplu, dar extrem de eficient și cu o performanță foarte bună. În mod deosebit, vara. Aegean Salt and Citrus de la Teodoros Calotinis. Mai departe, vorbim despre Casa Jerjov, Vorbim despre Mefiso. Mefiso, un parfum acvatic, dar din nou nu din categoria parfumurilor acvatice marine, ci mai degrabă acvatic dulce. Și când zic acvatic dulce, vă gândiți la apă de izvor, vă gândiți la un râu, vă gândiți la un fluviu, vă gândiți la apă de la robinet. Dar, care se combină cu niște tonuri citrice foarte bine făcute. Foarte bună performanța, excelentă chiar un parfum absolut excelent în zilele toride de vară. Foarte răcoritor parfumul. Foarte ușor de purtat, foarte versatil. dreptul mare, vi recomand cu toată tăria. Următoarea intrare vine de la Eight and Bob și se numește Cap tip. Ăsta este un parfum acvatic în care tonurile de violetă conferă acest sentiment, dar oarecum atipic, oarecum ciudățel și ăsta în exprimare, îmi vine să zic unic ca și interpretare, dar nu m-aș duce chiar atât de departe, pentru că nu este vreo capodoperă artistică, dar cu siguranță diferă foarte mult de foarte multe parfumuri care se concentrează asupra notei de violetă. Și sentimentul ăsta acvatic, prezent în cap d'antib, este extrem de proeminent. Tocmai de aceea este un parfum excelent primăvara și în mod deosebit vara, un parfum care din nou se concentrează mai degrabă pe tonuri acvatice dulci. Eight and Bob are și o notă de lavandă în el, foarte interesantă. Performanță foarte bună, vi recomand cu absolut toată tăria. Următoarea intrare vine de la Sense Story și este nimeni altul decât Sea of Tranquility. 24 elixir Sea of Tranquility, unde, din nou, vorbim despre violetă, din nou interpretată acvatic, sau mai bine zis, fațeta acvatică a notei de violetă este dominantă în cadrul compoziției, pentru că nota de violetă comportă această fațetă acvatică sau pudrată, depinde de interpretare. Din nou, un parfum care te face să te gândești că ești undeva la mare, că ești undeva pe o plajă, că te plimbi efectiv la malul mării cu picioarele prin apa mării. Foarte simplu, dar foarte eficient. 24 Elixir Sea of Tranquility de la Saint Story. Mergem mai departe. Și următoarea intrare este o nenorocire olfactivă pentru toți sensibilii din secolul 21. Desigur, eu magnific. Am spus-o de la bun început, o spun și acum, după atâția ani, și voi continua să o fac. Parfumul ăsta este o capodoperă olfactivă. Parfumul ăsta, deși are o poveste de marketing fenomenal, de bombastică, de incredibilă, pentru mine este un parfum aquatic, eminamente aquatic. Din nou, aquatic dulce. Mai mult decât atât, este un parfum colosal din punct de vedere al performanței, pentru că pe mine parfumul ăsta se resimte și la 48 de ore de la aplicare, ceea ce este pur și simplu incredibil. Nu este pentru toată lumea, nu este pentru oricine, trebuie neapărat stat înainte și abia ulterior te decizi dacă te duci să cumperi sau nu sticla întreagă. Secrețion magnific de la Etat Libre d'Orange. Următoarea intrare este un parfum care într perfect o zi petrecută la plajă. Bon, number number 9 și al său Magnific Fire Island, că despre el este vorba. Ador parfumul ăsta. L-am purtat în prostie vara aceasta, în mod deosebit în concediu. Un parfum cu un sentiment puternic de plajă, de zi petrecută la plajă. Un parfum cu un sentiment puternic, oarecum pudrat, pielos, dar și săpunos. Un parfum care întruchipează un acvatic, fără să fi prezent, propriu zis, în scenariul acvatic, ci în scenariul imediat vecin pe plajă. Foarte, foarte revigorant, foarte efervescent, foarte elegant și care denotă foarte multă curățenie și prospețime. Performanța este pur și simplu incredibilă. Pe mine unul personal m-a șocat pentru că nu mă așteptam să performeze atât de bine. Nu numai că performează foarte bine, dar e genul ăla de parfum care la nivelul pielii mele este un parfum monstruos. Adică forever and ever. Foarte, foarte fain. Eu recomand cu absolut toată tăria dacă îl găsiți, dacă îl mai găsiți, pentru că e un parfum absolut minunat. Nota de tuberoză din el îi conferă un sentiment aparte. Următorul parfum, în mod inevitabil, de la Aqua di Parma, și ăsta este o întruchipare a unui parfum acvatic marin. În totală contradicție cu denumirea sa: AMRA. Ambra nu este despre ambră. Repet lucrul acesta. Ambra este despre ambergris. Este vorba despre voma de balenă. De urmare, un parfum acvatic, marin, sărat, cu tonuri proeminente ozonice sărate, ușor mineral, ozonic, fabulos de frumos. Este doar și numai vorba despre ambergris. Atât. Nimic mai mult. Restul tonurilor care se regăsesc în compoziția lui Ambra sunt acolo numai ca să fie la număr. Totul este despre Amber Gri și despre fațetele sale multiple. Dacă vă plac parfumurile acvatice, ăsta este un parfum care trebuie să facă neapărat parte din colecția voastră. Calitate excepțională, miros excepțional și în plus performanță excelentă cu Ambra de la Aqua di Parma. Următorul parfum este o interpretare clasică, simplă masculină, extrem de elegantă. Creed Royal Water. De despre el este vorba. Deși prin definiție nu este un parfum acvatic, ci este mai degrabă un citric aromatic, parfumul ăsta comportă niște valențe foarte puternice acvatice. De urmare, este un parfum recoritor, este un parfum fresh, este un parfum care miroase pur și simplu incredibil. Tonurile acvatice sau valențele acvatice sunt date de nota de amber gri care este semnătura casei Creed și care se combină cu tonurile de citrice, absolut incredibil interpretate, rezultând un parfum care performează uluitor de bine, știu, este un Creed, e blasfemie să zici că performează bine, dar mai mult decât atât, miroase foarte bine. Un parfum pentru un gentleman, Royal Water, l-am purtat, de-aia au sărit capacele vara aceasta, pentru că E un parfum foarte simplu de ales. E genul ăla de parfum extrem de ușor de ales, extrem de versatil. Pe care pui mâna, te-ai dat, pac, și ai ieșit pe ușă. Următoarea intrare este vânătoarea mea, care a luat sfârșit după 3 ani de zile. fantasmatic, de la Mueller. Dumnezeule. 3 ani de zile l-am vânat. Pe ăsta. Și mai am unul pe care l-am vânat vreo 3 ani de zile până am reușit să pun la pe el. Și anume ăsta. Ginepro Provis Sardenia, pentru că, ce să vezi, sunt discontinuate. Fantasquatic de la Mugler este un parfum acvatic marin cu multiple fațete sau valențe aromatice. Miroase foarte bine, efectiv ai impresia că ești undeva pe malul mării, undeva la umbra unei păduri de, nu știu, de pini, de chiparoși și așa mai departe, undeva în zona mediteraneană. Performează de asemenea foarte bine, și din punctul meu de vedere este unul dintre cele mai bune parfumuri acvatice pe care le poți deține în cadrul colecției. Dar asta este părerea mea personală. Următoarea intrare, așa cum am spus-o de foarte multe ori și nici nu insist foarte mult asupra acestui parfum, este propriu zis parfumul meu preferat acvatic, all time, dacă vreți să folosim această clasificare, desigur, Phtalo Blue. Același Phtalo Blue, pur și simplu incredibil, ireal, fantastic, fenomenal, fabulos, colosal. Unic și de neegalat. Un parfum extrem de potent, un parfum de o calitate excepțională, un parfum care miroase uluitor și un parfum care întruchipează exact culoarea sau culorile, nuanțele de albastru pe care le are și sticla sa. E pur și simplu încântător. E atât de proaspăt, atât de efervescent, atât de revigorant, atât de răcoritor. Este pur și simplu o plăcere deosebită să-l porți vara în temperaturi extrem de ridicate. Dar deopotrivă, este o plăcere să-l poți și iarna, în temperaturi foarte scăzute. Ai niște tonuri fenomenale în el, tonuri acvatice, marine, ai niște tonuri aromatice fabuloase în el, în modul să nota de fenicul, ai și niște tonuri lemnoase, e pur și simplu colosal. Pentru cei care nu-l cunosc, vă recomand să dați cu nasul în el și o să vă convinge singuri de ceea ce spun. Performanța este pur și simplu fabuloasă, fabuloasă, un parfum de tip nuclear, de tip monstruos care se dă foarte greu plecat de la nivelul pielii. Următoarea intrare, un parfum foarte simplu, ca și interpretare, ca și compoziție, dar care întruchipează o tradiție, o tradiție turcească, o tradiție a ospitalității. Și anume, când intri în casa unui cetățean turc, ești întâmpinat cu un bol cu apă și cu lămâie în el, ca să te speli pe mâini și implicit cu un ștergar. Despre asta este vorba în Nișane Colonis. Despre această tradiție. Parfumul miroase fenomenal. Pe cât este de simplu ca și compoziție, miroase fenomenal. Este un parfum acvatic, dar din nou, acvatic dulce, nu marin și cu o notă de lămâie foarte frumos făcută. Performanța este excepțională din punct de vedere al longevității și al siajului. Din păcate pentru mine, proiecția este cea care mă nemulțumește. Dar altfel, un parfum excelent. În mod deosebit, vara în temperaturi fenomenal de ridicate. Nișa ne coloniz. Îi recomand cu absolut toată tăria. Mai departe vorbim despre o casă absolut fenomenală. O casă italiană de nișă. Care se numește Arte Profumii. Și vorbim despre amare. Sau ginger. Pentru că este despre ghimbir. Despre o interpretare absolut fabuloasă a note de ghimbir. Și zic să dăm două pufuri în aer. Ca să-i resimțim aroma atât de suculent, atât de efervescent, exact precum ghimbirul. Dacă folosiți ghimbir, știu eu, în bucătărie sau în orice altceva, știți foarte bine ce fel de efervescență prezintă acest element în momentul în care îl curățați, îl decojiți. Exact același lucru îl primiți și de aici. Dar asta este o compoziție acvatică, pentru că ai și tonuri acvatice, care se împlătesc cu notaia de ghimbir. De turmare, ai impresia, ai senzația că ești undeva pe malul mării, din nou. Nu sunt extrem de pronunțate tonurile astea marine, dar sesizabile. Și îl face un parfum absolut excelent, tocmai prin prisma efervescenței date de nota de ghimbir în sezoanele călduroase. Amare, de la arte, profumii absolut fenomenal. În mod deosebit, dacă-i vezi nota de ghimbir, că ăla este, de fapt, secretul acestui parfum. În ultima intrare. Vorbim despre un parfum care, pentru foarte mulți cetățeni, este extrem de acvatic. Pentru mine, nici în momentul de față, nu este un parfum acvatic per se, propriu zis, ci este mai degrabă un parfum care te duce cu gândul la un scenariu acvatic, adică undeva pe malul mării, înconjurat de vegetație, înconjurat de stânci, de pietre și așa mai departe, de tonuri minerale, de tonuri lemnoase, de tonuri vegetale. Și oarecum în fundal și o ușoară tentă acvatică. Vorbesc desigur despre Amorud și al său Wet Stone. Calitate foarte bună, performanță foarte bună. Mirosul este bun, chiar foarte bun, dar nu este ceva care mă încântă pe mine foarte tare și asta în contextul în care am alte parfumuri care miros oarecum similar. Și atunci îmi plac interpretările respective mai mult decât ceea ce oferă Wet Stone. Însă, analizat simplu pentru ceea ce este el, pentru compoziția sa, pentru performanța sa, după absolut toate criteriile, este un parfum excelent. Amorud, wet stone, un acvatic, dar mai degrabă concentrat pe partea vecină cu tonurile acvatice și ozonice sărate. Și ultima intrare din această listă este o nebunie absolut superbă de la o casă care mi-e place fantastic de mult și anume Boys 1920, iar parfumul se numește Sopra Il Mare. Absolut splendid. Are o notă de schinduf în el, cum n-am mai întâlnit, sincer. Deși am parfumul care conțin nota de schinduf în cadrul compoziției, niciuna nu se ridică la nivelul de calitate al celei folosite în Sopra Il Mare de la Boys Omie 1920. Ăsta din nou este un parfum acvatic, dar te duce cu gândul mai mult că ești undeva în apă. Lângă plajă, și adie vântul, aducând dinspre țărm tonuri aromatice. Și nota aia de schinduf sau de fenugric sau uh, fân grecesc, cum vreți voi să ziceți, este pur și simplu colosal interpretată și este actorul principal în această compoziție. Tocmai de aceea, sentimentul acvatic este mai atenuat. Miros incredibil, performanță la superlativ. Sopra el Mare de la Boys 1920. Și aici, oameni buni, punem capăt acestei liste, reactualizate pe 2023 și reeditate, cu parfumuri acvatice. Pur și simplu, astea sunt parfumuri pe care vi le recomand în faza inițială spre testare. Rețineți acest aspect. Eu nu vă recomand să mergeți să cumpărați orbește. Tocmai de aceea vă pun la dispoziție partea de decantare, tocmai de aceea aveți posibilitatea să încercați tot ceea ce vă poate interesa. Asta și în contextul în care ofer cea mai bogată și cea mai variată ofertă de astfel de produse din România, ofer cele mai mici prețuri din România și nu numai versus orice magazin. De drept urmare, aveți site-ul la îndemână, parfumeriagavo.ro, acolo găsiți toate informațiile, toate detaliile și implicit lista actualizată la zi cu prețurile și produsele disponibile spre decantare. Luați cantități mici, testați, purtați pe pielea voastră de câteva ori, vedeți cum se comportă, vedeți cum miroase, vedeți dacă vi se potrivesc produsele și abia ulterior, în virtutea propriilor voastre păreri, decideți dacă merită sau nu să cumpărați sticla întreagă. Eu ceea ce fac este să vă povestesc experiența mea cu aceste produse, experiență bazată pe termen îndelungat, ceea ce mi se potrivește mie nu înseamnă automat că vi se potrivește și vouă. De urmare, nu sunt responsabil pentru prosta gestionare a resurselor bănești pe care le cheltuiți sau le alocați unor produse fără să ascultați sfaturile atunci când vă sunt oferite în mod gratuit. Testați întotdeauna orice ar fi. Eu mă opresc aici, vă mulțumesc pentru timpul acordat, vă mulțumesc pentru atenție și ca de obicei vă urez toate cele bune. Numai bine!